De câte ori nu v-ați spus de gând să spui, uite, vreau la cina aceasta care va fi luna viitoare să mă apropii de Domnul. Vreau să iau cina Domnului. Vreau să țin o zi de post. Vreau să mă apropii de Domnul într-un fel sau altul. Vreau să iau niște decizii la pocăință. Și când ți-ai propus? Exact atunci parcă toate ispitele, exact atunci parcă toate valurile, exact atunci parcă toți sunt împotrivă, exact atunci parcă toate stau, începând cu șeful de la muncă, începând cu toate lucrurile, parcă toate stau împotrivă. Știți ce semn e asta? Că e liber văzduhul? No. Ăsta e un semn că e cineva care se împotrivește dorințelor tale și dorințelor mele bune. De aceea există o luptă spirituală și de aceea trebuie dus această luptă spirituală. Și cel care ne poate sprijini și ne poate veni în ajutor este Domnul, mărit să fie în numele Lui.